avioane. Am făcut. Mașini mari. Urmează să facem episodul, dar încă nu s-a adunat numărul de like-uri. Ce mama naibii, chiar am construit tot ce e posibil pe lumea asta, trebuie să fie ceva cu care nu am făcut un episod. Serios, Eugen? Noi stăm aici și ne arde mințile, ți arde de jocuri. Da, Eugen, serios, ție ți arde de jocuri acum? Vezi că ți arde, jucăm pe serverul ăla cu America, da? Adi! Ce? Știi ce tare e jocul ăsta? Mai exact. World of Tanks este un joc pentru PC de tip tactical shooter. Un joc de lupte de război în care tu conduci un tank cu scopul de a învinge echipa inamică. Iar cea mai tare parte e că majoritatea tankurilor sunt reproduceri fidele a celor mai celebre tankuri de război. Peste 550 de modele în total. Plus că poți să te joci cu prietenii și în echipe. Ai hărți inspirate de locuri celebre istorice. Iar dacă intri pe linkul din descriere, primești gratis un starter pack care conține tankul englezesc Exilzer, 3 tankuri premium pentru primele 10 lupte, 250.000 de credite, 7 zile premium account. Ce? Pe lângă că ați făcut una dintre cele mai fluide integrări, mi-a venit și o idee de episod. Tankuri! Salutare tuturor, mă numesc Eugen, îl am lângă mine pe Adi, iar astăzi ne vom pregăti de un scenariu apocaliptic, pentru că urmează să construim niște tankuri. Avem la dispoziție toate materialele și uneltele din studio și libera alegere la forma tankului și materialele folosite. La final vom testa tankurile noastre după estetic, durabilitate și puterea lor. Iar cea mai tare parte e că la final vom avea o rundă în care cele două tankuri vor lupta între ele. Ok, Eugen, dar cine va fi pe post de arbitru și le va evalua? Pe loc drept, Eugen 10 flotări, Adi 10 genoflexiuni! Iar tu apasă chiar acum butonul de like. Generalul e la datorie și am venit să vă evaluez tankurile voastre și să văd care dintre voi doi fătălăilor este mai bun la construcții. Fătălăi? Acum că am lămurit regulile, vreau o luptă corectă și demnă de cei 1000 de euro. Să trecem la treabă. Am făcut o schiță pe această foaie cum va arăta tankul meu la final. Aici avem forma clasică a unui tank. Am schițat viitorul tank din mai multe unghiuri, de sus, lateral și chiar unul 3D. Sper mult să-mi reușească acest tank și să iau marele premiu, adică 1000 de euro. Adi, te fac praf! Carcasa tankului o voi face din lemn, șina și roțile din carton, iar tunul tankului va fi confecționat din țevi de canalizare. Va fi un tun format din 6 țevi. Veți vedea la final cât de fain va arăta și va împușca cu mingi de tenis. În sfârșit e gata. După sute de minute în care am calculat și am făcut și scheme și diagrame și tot ce e posibil, asta este macheta tankului meu. Deci fiți atenți. Ne-am bazat după un model de tank clasic, da, cu un singur tun, însă diferența față de Eugen este că tankul meu va avea doar un tun imens. Deci ceva de genul în țeava aia. Am toate materialele în spate pregătite, m-am bazat după 3 criterii. După tunul să fie mare, a doua, platforma imensă pe care o am în spate, după cum vedeți aici, am o platformă foarte mare care va fi pe roți. Da, tankul meu va fi mobil, se va putea mișca. Plus la asta, am folosit cea mai tare chestie. Deci, fiți atenți ce vom face. Tunul meu va fi mobil, adică eu pot să stau într-un punct și în același timp să mă mișc ca un tank adevărat, să mișc țeava și să-mi pușc unde vreau eu. Iar reacția chimică care va fi pentru a declanșa tunul meu va fi pur și simplu incredibilă. Nu vă spun care, este elementul X, așa l-am denumit eu. Va fi o reacție foarte, foarte tare, asemănătoare cu un tank adevărat. Asta e dita macheta, e destul de grea pentru că, mă rog, sunt două platforme aici. Uitați-vă cât de lung e. Vom folosi acest carton dur pe post de carcasă. Va fi invers întors pentru că prima dată am încercat să-l fac așa. Seamănă cu un tren, dacă mai puneam și o țeavă aici, seamănă cu un tren. Iar la piste de rezistanță avem dita mai tunul. Da, asta va fi țeava mea pentru tun. Iar aici avem ghiuleaua. Imaginați-vă cum va arăta asta. A? Arată tun! Arată tank asta! Dacă da, apăsați pe butonul de like, cum vedeți. Cu, iar acum hai la treabă pentru că am foarte mult de construit.
Aici am pregătite viitoarele șenile. Urmează doar să fac măsurările la fiecare 15 cm. Urmează să tai cu cuțitul. Și la final o să vedeți că din această bucată de carton o să obținem o șenilă adevărată de tank. Vreau să admirați capodopera mea. Deci acum tankul începe să aibă formă. După cum vedeți, am început scheletul tankului. Acum începe a prinde formă. Băi, arată tank! Adică aici o să stau eu, o să fie cabina mea, o să fac un sistem cumva ca să mă pot mișca în stânga-dreapta. Și vreau să vedeți acum cum va fi plus minus forma tankului. Cam așa ce. Ziceți voi că nu seamănă tank. Acum trebuie doar să fac exoscheletul aici în interior, după care îl voi acoperi, îl voi vopsi, voi face sistemul de manevrare a tunului și cam tankul meu e gata. Prima șenilă este gata, doar priviți cât de bine arată și realist. Acum vă arăt un mic lifehack atunci când nu ai toate instrumentele la îndemână și ai nevoie de un compas. Ia priviți! Aveți nevoie doar de un marker, un ac și o oață. Și scheletul nostru este gata. După cum vedeți, am terminat și construcția din față. Nimic nu se mișcă, totul e sigur, sigur. Iar acum vom face un test să vedem dacă rezistă construcția sau nu. Bă, e ok, e super ok, deci e rezistentă, nu o să mă lasă la greu. Acum trebuie să-i fac doar carcasa împrejur, să văd cum pun tunul deasupra și să văd cum intru eu înăuntru. Deci ceva de genul ăsta, eu o să merg, o să fiu pe un scaun desigur și o să merg și o să trag în eugen. Aici ar trebui să fie, poate, o fereastră ceva. Adi, asta seamănă mai mult cu o mașină. Uite, aici ai parbrizul, din față, din spate. Asta numești tu tank? Păi, ideea e bună cu parbrizul, se fac aici poate un parbriz așa, ca să văd unde trag, însă sus o să stea o țeavă. Ce mașină cu țeavă mai stă sus? Ce notă e la costru? Până când i-aș da un 2. A, vorbește ăla care și-a făcut până acum doar. Păi ce e asta? Intru pe aici și ies în spate. Asta numești tu tank? Păi eu să-i fac construcția. Ok, hai că vedem. Dar nu ai șanse. Și în final am obținut astea două. Acum urmează doar partea decorativă. Urmează să tai câte 5 cercuri din carton pe care le lipesc, uite aici. Vor fi roțile, să zicem așa. Acum urmează să lipim 5 astfel de cercuri. Și unul mic aici și două în spate. Vedeți imediat și rezultatul. Cel mai mult îmi place la aceste challenge-uri că suntem noi ingineri și oricând putem face o modificare. Am renunțat la aceste două cercuri pentru că nu arată prea bine, așa că am tăiat o altă bucată de carton pe care o fixez, uite aici, și acum arată mult mai bine. La fel și în partea din față, voi lipi o bucățică de carton. Nu în zadar m-am chinuit să tai aceste cercuri și la final să le arunc, de aceea am găsit unde să le fixez. Voi pune unul sus și unul jos și așa arată mult mai fain. Fiți atenți ce am aici eu. Deci am terminat și tunul, cam așa arată el. Haideți să vă arăt ceva. După cum observați, avem o țeavă care merge fix în mijlocul tankului. Practic, eu o să stau acolo în mijloc, o să fac aici un mânier să fie mult mai comod. Și din interior o să pot manevra direcția tunului, după cum vedeți, îl pot mișca, doar că e greu acum. Priviți, e mobil, deci eu îl pot mișca așa spre voi. Fixez mingea aici, ghiuleaua și... Băi, dacă nu apăsați pe butonul de subscribe chiar acum, probabil vă întrebați, Adi, cum din tank o să poți să dai foc la toată chestia asta? Avem aici piesa de rezistență, care e acest... cum spui la asta? Această brichetă electrică care degajează scântei. Deci, eu acum trebuie să fac cumva ca să pot băga bricheta în interiorul țevei și dinuntru, plac, să declanșez tunul. Da, mă voi gândi eu la ceva. Acum ce urmează să fac este să acopăr toată construcția asta. Mă gândesc să-i mai fac aici un geam, după cum observați, trebuie șters un pic, și să-l pun aici pentru a putea vedea direcția în care voi trage eu. Un mic spoiler, o să fac aici o ușă. Mai departe nu vă spun. Partea de jos practic este gata. Mi-a rămas să pun doar ultima piesă de decorație. Este o fâșie mare de carton care astupă partea de jos a tankului. Doar priviți cât de perfect este.
uitați, așa, urmează doar să lipesc cu pistolul de lipit. Am tăiat aici o bucată de carton de 20 de centimetri. Acum urmează să o lipesc de aceste scânduri și să o fixez. Ia priviți. Ca să pot modela cum vreau cartonul, îl tai așa frumos și îl modelezi cum vrei. Băi, cât de tare arată asta! Am reușit! După atâtea încercări, fiți atenți că am reușit. Dacă vă întrebați ce e asta, e sistemul de declanșare a tunului. Ca să nu bag eu mâna acolo la explozie, o să fie totul printr-o apăsare de buton. Deci fiți atenți, am conectat un cablu la un electroshocker. Iar la capăt aici, după cum vedeți, dacă eu apăs pe buton, se creează o scânteie care va declanșa toată explozia noastră. O să fie super tare! Avem nevoie de un cerc, iar pentru a-l face am folosit aceeași metodă ca și Eugen cu compasul. Așa, o să fixăm burghiul aici, creionul aici și ar trebui să se primească un cerc. Acum urmează să fac tunul tancului. Cum am zis și la început, el va fi format din 6 țevi de canalizare care vor împușca cu mingi de tenis. Salut, prieteni! Băi, cât de tare arată asta! Deci mi-am făcut o ușiță special pentru a reîncărca tunul meu. Deci închipuiți-vă, trag tunul, da? După care voi mai avea niște mingi, iau combustibilul dinăuntru, îl arunc pe tot aici, fixez mingea, mă bag frumos înapoi, închid ușița, vin aici în spate, fixez tunul, ia fiți atenți că se mișcă și tunul, da, 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 după care cu sigur o apăsare de buton. Wow! Eu cred că construcția asta merită numai decât butonul de like apăsat. Așa că coboriți chiar acum mai jos și apăsați-l. Am obosit! Am făcut găurile, acum urmează să asamblăm construcția. La fel și în partea din față. Doar priviți cât de tare arată acest tun. Am decis să nu-l acopăr cu carton pentru că arată destul de solid. Îl pun aici și deodată tancul își îmbunătățește aspectul. Doar priviți cât de tare arată. Urmează să-l fixez și să-l astup aici cu carton ca să arate mult mai bine. Am astupat această gaură imensă cu carton și aici am mai făcut o ușuliță, anume pe aici voi declanșa acest tun. Parcă e totul ok, mecanismul funcționează, dar îi lipsește ceva și anume culoarea. Mergem să-l vopsim! Mașina mea blindată este gata de vopsire. Vedeți pe parcurs ce elemente vor fi vopsite cu verde închis, negru și verde deschis. Începem cu negru. Deci efectiv nu mai pot. Serios, am așteptat momentul ăsta, cred, toată ziua. Pentru voi au trecut doar câteva minute, însă pentru noi au trecut o mulțime de ore. În fine, acum cred că e cel mai frumos moment, pentru că în sfârșit vopsim tancul nostru. Ne vom pune masca și vom trece la treabă.
Partea de sus va fi camuflaj negru și verde. Arăt acum cel mai tare tank, tankul care îl va face praf pe Ade, doar priviți. Cât de bine arată când e vopsit, este încărcat cu mingi de tenis și e gata de luptă. Îmi rămâne doar să ridic acest capac și să declanșez explozia. Dacă lui Eugen e tare, a meu e extraordinar, pentru că e cel mai mare tank, îl bate pe lui Eugen numai decât. Are cel mai tare design, are un design glaciar așa, alb, cu negru, cu un pic de zăpadă, dacă observați aici. Deci, camuflaj, nota 10. Am pus deja mingea, gata de explozie și urmează să ne urcăm în el și să-l facem praf pe Eugen. Soldata de drept! Drept am zis, mâinile drepte! Ce fel de soldat ești? Au. Așa, picioarele trebuie să fie drepte, frumos! Dă raportul ce ai făcut aici. Domn general, avem aici un tank, un Tita mai tank, care are o țeavă... Gata, mi-ajunge, pot să văd eu singur ce ai făcut aici. Nu se risipește, hai că se ține. Pentru început, tare, ai un plus acolo, da? E tare? E dur. Și dacă dau cu piciorul? Nu trebuie, da? Ok, ce tip de tank este? Nu văd seria, deja nu-mi place, unde e seria? Ce fel de mașină blindată fără serie? Este un tank de tip Adi 230 Destroyer. Adi. Asta ți se pare o joacă copilărească? Nu este o joacă. Dacă apare o misiune importantă, ce faci? Mă urc în tank și mie. Hai, urc în tank să văd. Am ușă în care mă urc și sunt sigur că o să te impresionez cu asta. Așa. Hai că ai muncit un pic, e binișor. Așa. Închide ușa și stai acolo că mă enervez dacă ești înapoi. Construcția, are niște mecanisme, niște șmecherii la care câștigi, da? Câștigi teren, câștigi interes, dar ce culoare e asta, băi? Ce fel de tank de culoare albă? Ce camuflaj de culoare albă? Asta e de asta, Arctic, care merge prin zăpadă. Stai un pic, ce camuflaj de culoare albă? Mergi unde? În Antarctic? Da, unde mergi, băi, da. Tankul? Ăsta e polar, e tank polar. Aoleu, du-te înapoi. Așa, să revenim la tankul ăsta, așa. Pe scurt, ce pot să vă zic, nu prea seamănă tank, doar tunul este cel care face distincția sau ne trimite cu idee că poate fi un tank, dar în linii generale, dacă vă aduceți aminte de desenul animat ăla cu curse de mașini, seamănă cu tractorașul ăla, știți, din desenul ăla animat? Sau din celălalt film cu curse ucigașe. Ia să trageți atenția. Mai puțin Adi seamănă cu un tank, cu excepția tunului. Dar vedem cum împușcă. Până atunci, să vedem ce a făcut Eugen. Așa. Unde e Eugen? Soldat Eugen! Sunt aici! De ce nu sunteți pe loc? 10 flotări! 10 flotări am zis! Lumea, uite ce tank a făcut! Tu nu execuți comanda? Ai, uite ce soldați creștem. Ajunge, suficient. Așa, deja tremur, nu? Te ții? Bravo, e bine. Asta ce? Cu ele voi împușca în inamic. Uite în tankul ăsta. Tu te duci la joacă, băi, sau la... El tot împușcă cu o minge de fotbal. E mai mare. Dar la mine sunt 6. Ok, vom vedea cum trag. Vom vedea. Să vedem ce mai are construcția lui Eugen. Așa. Uite, ce lipsea la Adi. Este numărul, seria,
seria mașinii blindate. Bravo, Eugen. Aici ai câștigat, dar aici ce? Cum, băi? Cum naiba abia l-ai construit și deja se destramă? Ce fel de construcție? E bine, e bine. Ce fel de construcție e asta? Mă amăgește el, da? Mai băieți, ce șanse îi dai acestui tank? 100%. 100%. Îl învinge pe Adi, ia privește aici. Are și un capac. Ok, construcția este foarte bună. Vedem cum trage. Cromatic este super, camuflajul este... Bravo, aici nu am discuții. Eu am o dilemă, nu știu care tank să-l aleg. Așa că vă las pe voi să decideți, votați care tank v-a plăcut cel mai mult, al lui Adi sau tankul lui Eugen. Votați și scrieți în comentarii acolo. Iar acum vă propun să vedem cât de practice sunt tankurile făcute de băieți. Soldați, lângă mine! Executăm tragerea! Piu, piu, piu! Primul la tragere va fi Eugen, așa că îi voi da o șansă prin a pune tankul cu zona sensibilă spre el. Aici cartonul e gros, nu are nicio șansă, iar aici e mai subțire. Așa că îi oferim o șansă lui Eugen să fie o luptă cinstită. Iar ca să fie episodul ăsta mai epic, o să fiu eu în interiorul tankului. Așa că apăsați numai decât pe butonul de like pentru asta. Sunt pregătit să distrug mașina blindată a lui Adi. Mingea de tenis va spura! Tank! A făcut o gaură! Asta a fost doar o aruncătură, dar stați să vedeți ce putere are tankul meu! Deci mi-a făcut ita mai gaură, mă rog, îndoietura. Însă nu e nimic, pentru că o luăm, punem așa, fixăm șuruburi și e gata. Aproape gata. Ne-am pus casca, avem și dopurile de ureche în orice caz și, Doamne ajută, ne băgăm înăuntru. Hai, Eugen, să te văd! Atât de sigur sunt eu pe construcția mea, că mă bag în el. În caz de ceva, să știți că vă iubesc. Am închis ușa, care nu stă. Aici avem o mică gaură, prin care totuși o să-l văd pe Eugen. Însă, eu sunt sigur în construcția mea, tot o să fie ok. Hai, Eugen! Folosesc și eu dopuri de urechi pentru că va fi un impact mare. Drept combustibil voi folosi chiar apă obișnuită. Apă potabilă, deci. Adi, fii atent! Instalăm mingile, ne punem ochelari de protecție, ridicăm capacul și urmează explozia. Băi, de ce așa? De ce nu înțeles? Să-i dăm foc. Da, Eugene, tankul e frumos, dar practic deloc. Asta e. Iar acum urmează să-i dăm foc. Adi, ține-te bine! Eugen, hai să-ți arate tata. Haideți! Eugen, asta a fost. Asta a fost cea mai tare experiență! Deci după toată proba de practicabilitate, cine a câștigat? Al lui Ali a fost mai cu efect, al meu a dat un mic de fail, adică cumva n-am calculat
apa, combustibilul, ceva acolo n-a mers cum trebuie, dar aici Adi primește un punct. Totuși punctul ăsta nu l-am primit pe drept pentru că tunul meu nu a explodat cum vroiam eu, nu a nimerit în Eugen, adică nu știu, eu stăteam înăuntru, nu vedeam mai nimic. Însă da, ca explozie și efect a fost destul de tare. Iar în comentarii nu uitați să scriți la proba estetic cine a câștigat, Eugen sau Adi. Nu uitați să dați un like la acest video și nu uitați să vă abonați la canal pentru a nu pierde așa videouri tari. Cu voi a fost Eugen și Adi. Ne revedem foarte curând. Vă reamintesc de World of Tanks. Jucați împreună cu noi, link în descriere.